Bine ați venit, eu sunt Dan, pentru HD Gadget și în acest video o să facem recenzia microfonului Behringer C1. Este un microfon cu condensator de studio, așa cum ni se, pe, ni se spune foarte clar aici pe cutie. Faptul că un microfon are condensator este văzut ca un mare avantaj, pentru că astea sunt microfoanele de studio. Până nu de multă vreme aceste microfoane erau enorm de scumpe, gen numai microfoane profesionale. Ei bine, au apărut companii precum Behringer care ne permite să avem echipament de sunet profesional la prețuri accesibile. Și hai să desfacem cutia. Înăuntru avem primul lucru pe care îl găsim, este acest manual care ne explică ce și cum cu microfonul. Este în mai multe limbi, din păcate nu și în română, Instrucțiuni de folosire. Aici avem uh, un card de garanție, probabil, nu știu ce înseamnă. Da, e un număr de serie, în chineză totul, minunat. Și ce să mai înăuntru, vedem cutia cu microfonul. O surpriză foarte plăcută, acest, această cutie de plastic. Foarte rezistentă. Microfonele cu condensator sunt considerate echipamente foarte fragile. Și de aceea e bine să ai o cutie care să-ți protejeze echipamentul și pe care să o poți să o pui undeva în bagaj fără să-ți faci probleme că se va strica microfonul. Iată cum arată. Vedem aici sigla Behringer și are și un mâner foarte solidă, foarte ușor de transportat și o surpriză plăcută ținând cont cât de ieftin acest microfon. Merge undeva pe la 250 de lei. Hai să ne uităm înăuntru. Deci iată microfonul, vedem că este pus în acest burete protector. Cutia asta poate să te vălească pe jos și microfonul vă va sta în siguranță aici. Și iată cum arată. Este, hai să dăm cutia la o parte, este foarte greu, zdravân. Asta este senzorul pentru alimentare. Trebuie să ai acest bec aprins ca să poți să înregistrezi. Pentru că asta vine un microfon cu condensator, are nevoie de alimentare, Phantom Power 48 v și asta este varianta cu conector XLR, cei 3 pin, conectorul profesional care merge într-o interfață de sune sau într-un mixer. Există însă și o variantă, se numește C1U, a microfon, care îți permite să înregistrezi direct în calculator pentru că are conector USB. Dar cu această variantă poți să faci un setup live, să mergi într-un mixer și apoi niște boxe active sau poți să vin într-o interfață de calitate mai bună. Orice interfață va avea o calitate de codare a sunetului mai bună decât acea placă de sunet integrată în microfon, din varianta microfonului cu USB, vă dați seama. Deci, dacă vreți o calitate a sunetului mai bună, e preferabil de mers pe varianta asta, dar asta presupune că mai cheltuiți niște bani pe o interfață. Și acest picior îți permite să-l pui pe. Acest suport, de fapt, îți permite să-l pui pe orice picior de microfon. Dar hai să-l dăm la o parte, deocamdată, pentru că nu vreau să-l pun pe un picior direct. Ăsta este piciorul meu de microfon. Haideți să măresc un pic perspectiva. Deci acesta este piciorul meu de microfon și vedem că am acest amortizor de vibrații, care este foarte practic pentru situația în care ții microfonul pe birou și vrei să nu se transmită în microfon toate vibrațiile pe care le produce atunci când atingi masa sau când scrii la tastatură sau când faci anumite lucruri. Deci așa arată microfonul nostru. În continuare am să îl conectez la interfața Steinberg Wear 22 și o să facem niște teste de sunet, să vedem cum se aude, care e calitatea sunetului. Bun, deci începând cu acest moment, mă înregistrez cu microfonul Behringer C1, Conectat la interfața Steinberg Wear 22, ceea ce vedeți pe ecran este programul Audacity. Am zero gain din software. În schimb, interfața am dat-o aproape de maxim, deci este punctul la care deja vedem că suntem la limită, deja atingem punctul de clipping în care apar distorsiunile. Nu se mai poate da mai tare din interfață fără să apară distorsiuni și fără să apară zgomot de fond. Și pot să spun că microfonul ăsta mi se pare că are un sunet un pic, de, un pic prea slab pentru ceea ce reprezintă el un microfon cu condensator de studio. Deci stau la 10 cm sau chiar mai aproape de microfon. Pot să vin și mai aproape, de momentul în care vin mai aproape, deja începe să distorsioneze groaznic, să și vede acolo pe grafic, să și aude. <laughs> Iar dacă încerc să mă duc un pic mai departe, să zicem să mă sprijin pe spătarul scaunului și să stau undeva la un 35-40 de centimetri distanță de microfon, vedem că practic se aude ca și cum aș fi din altă încăpere. Nu, nu sunt în altă încăpere, sunt tot aici, doar că sunt la 30 de centimetri de microfon. Hai să zicem 35, nu mai mult. Și iată că deja se aude mult mai încet. N-am ce să-i mai fac din hardware, interfața este aproape la maxim. Tot ce pot să fac este să apelez la vin acum înapoi aproape, tot deci ce pot să fac este să apelez la gain, să vin din software și să măresc gain-ul, dar ce ne interesează până aici nu este abilitatea programului Audacity de a amplifica software un semnal audio, ci abilitatea acestui microfon de a înregistra un sunet de calitate. Din păcate și arată limitele acest microfon, un sunet un pic prea slab, iar dacă încerci să stai foarte aproape sau dacă încerci să amplifici, deja distorsionează. Ce pot să spun, îți faci treaba cu el, nu e, nu e nicio discuție în această prevință pentru un setup live în care, să zicem, te duci cu el direct într-un mixer și apoi din acel mixer niște boxe active la un eveniment public oarecare unde n-ai neapărat super pretenții în ce privește calitatea sunetului, funcționează foarte bine. Este totuși un microfon cu condensator care poate merge direct într-un într mixer și care costă foarte puțin. Asta este principalul lui avantaj. Atenție, există și varianta C1U care este cu ieșire USB, ceea ce face lucrurile mult mai ușoare atunci când vrei să înregistrezi în calculator, elimină nevoia de a cumpăra o interfață care practic îți dublează costurile, cel puțin ți le dublează dacă cumperi cea mai ieftină interfață, îți dublează costurile dacă cumperi o interfață ca cea pe care o folosesc eu acum aici, prețul se duce de două ori și jumătate mai mult decât prețul microfonului. Ei bine, când folosești acel microfon USB, nu mă aștept să ai o calitate mai bună și nici măcar la acest nivel a sunetului. Pentru că, evident, acel microfon cu USB folosește o placă de sunet minusculă integrată în microfon pentru a face codarea semnalului din analog în digital. Pe când eu aici folosesc o interfață dedicată de 250 de euro, care mă aștept că e capabilă să producă un sunet mai bun. Un microfon ok, îți faci treaba cu el sau aude bine, mai ales dacă ai grijă să-ți setezi distanța potrivită la o anumită distanță care trebuie cercetată și trebuie găsită și apoi trebuie să ai grijă să rămâi acolo în acel punct, microfonul poate produce un sunet ok, adică chiar bun, să poate zice. În concluzie, cred că își merită banii, dar dacă vrei ceva mai pretențios, e bine să te uiți în altă parte. Dacă vrei cel mai ieftin microfon cu conector XLR care să meargă într-un mixer și nu te interesează neapărat super calitate, poți să mergi cu încredere pe el. Este un produs drav în solid, vine în acea cutie. Dacă vrei ceva care se conectează în calculator cu conector USB, varianta C1U, nu mă aștept să producă un sunet mai bun decât ceea ce auzim noi aici, din potrivă e posibil să nu producă nici atâta. Asta a fost prezentarea mea pentru microfonul Behringer C1. Eu sunt Dan pentru HD Gadget. Dacă v-a plăcut acest video și l-ați găsit util, nu ezitați să dați un like, un subscribe. Acum vă spun la revedere și să auzim numai de bine. Bye, bye!